Domnilor consilieri, ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 414 din 17 a 2019 a domnului primar. Din consultarea condiciei de prezență, din prezență rezultă că din cei 15 consilieri ce compun Consiliul Local sunt prezenți 14, absentând motivat domnul Butucaru Sorin, care se află în concediu de odihnă. Fiind astfel întrunită majoritatea produsă de codul administrativ în vederea desfășurării acesteia. Având în vedere problemele propuse spre analiză, așa cum ați luat la cunoștință din unitatea transmisă pe ordinea de zi, sunt 7 proiecte de hotărâre. De asemenea, domnul primar a mai inițiat un proiect de hotărâre ce îndeplinește condițiile propuse de codul administrativ, respectiv proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Uitus, unei unități de cult din Comuna Uitus, județul Bacău. Nemai fiind date probleme ce nu speram în mânare, se supune la vot proiectul de ordine de zi în formă completată. Totodată, vă atrag atenția că la fiecare ședință se respecta și prevederile articolului 228 din codul administrativ, care fac referire la conflictul de interese, iar dacă în considerare din interes personal la adoptarea uneia din hotărâri, îl rog să anunțe acum în vederea continuării procesul verbal. Dacă nu, intrăm în ordinea de zi și invit că domnul consilier local. Domnul președinte să ia cuvântul, dar mai înainte vreau să aprobăm proiectele de procesele verbale de la ședințele anterioare. 14. Mulțumesc pentru alegerea făcută și încrederea acordată și mă asigur că ședința se va desfășura cu condiții respectării prevederilor legale. Deci la punctul numărul 1. Proiect de hotărâri privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor principale restante la data de 31.13.2018, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabili și pe baza administrativă de reutilitate a Comunei Uitus. Vă fac acasă. Vă acasă, domnul Bogdan. E favorabil. Aveți doar? Alte probleme. Aici să nu este ce domnul primarul care despre ce e vorba. Deci aici s-a dat la nivel de țară, de la Ministerul Finanțelor, s-a dat cei care își plătesc datoriile până la sfârșitul anului 2018, li se anulează penalitățile. Asta e o formă, poate reușește să ne plătească, să plătească datoriile. Dar noi a trebuit să afișăm o lună de zile, asta afișată în partea publică. A fost pe și acum votărăm noi și atunci putem să anunțăm de toți contribuabilii care îți dau poate să-și plătească datoriile, că oricum sunt unii care aproape 200 de mii are ăsta. Sunt unii care au 40 de mii, 30 de mii. Deci s-ar aduna ceva bani. Am avea să terminăm drumul la anul. Dacă ar veni toți banii. De obicei cei de bună credință plătesc. Nu te sunt fiecare. Da, noi facem și asta și trecem la executare silită. N-avem ce să facem. După aceea, dacă nu fac, intrăm la ăsta și ne gândim la ce să mergem, la ce putem lua și gata, numai că nu putem să trecem. Dacă trecem peste 5 ani, e vina noastră. Alte discuții? Măsura e bună. Acum să vedem cât va fi de eficient. Aici, rezultatul. Măsura e bună. E o încercare, dar nu fac nimic. Cine este pentru? O să... Cred că ar trebui și un amendament aici, să precizăm cine va primi cererile. Că nu, de ce am văzut în procedură, doamna Mariana mai m-a întrebuit, dar nu e prevăzut cine primește cererile astea, că vor trebui depuse niște notificări la primărie și în baza lor.
Nu, tot Mariana se pe Mariana trebuie să spună că ea e ea este cu... Cel puțin din persoane juridice. Că ea e persoane juridice. Mariana nu. Deci comentamentul... Spune-mi la pop. Da. Hai să vedem. Cu amendamentul ca ce riscui. În mod normal, în toate hotărârile trebuie să nominalizate persoanele da, care duc la îndeplinire hotărârile. Da. Prin act adițional a contractului de concesionare numărul 1 din 7640/06/11/2004, încheiat între OAT, Comuna Orbuz, în calitate de concedent, ASISC, Cabinet Medical Individual doamna Marta Blender, SRL, în calitate de concesionar. Discuții? Aici ce se întâmplă? Am făcut pe 5 ani că probabil, după ce terminăm primăria asta, dispensarul, poate ne gândim și să-l mobilăm, că dacă ies oamenii la pensie, cu majoritatea pensioni, vine unul tânăr, n-are ăsta și durează. Chiar dacă îl construim și ăsta, și atunci l-am făcut pe 5 ani, ca să nu mai trebuie. Da, dar când trebuie, păi expira contractul. Păi expira contractul acum în decembrie, de la 1 decembrie. Dar de aia l-am făcut de 5 ani, că dacă ăsta termina dispensarul, nu se trebuiască iară să-l umblăm prin proceduri respective. Și la dispensar, așa m-am gândit, dacă îl face, să și dotăm, ca să putem să atragem și doctor tiner, că ies la pensie. Doamna Marta mai merge când mai merge, dar a zis că doamna pleacă, doamna Gut, când mai are un an și nu mai stă. Ce termină pe concret? Păi, ce trebuie să fie la dispensat? Păi pe 31 trebuie să fie gata proiectarea. 31 octombrie? Da. Deci trebuia să fie proiectarea, cum începe, cum vine proiectarea. Da, era un proiect pentru dispensat. Nu, a fost... numai studiu de fezabilitate pentru a... Pe terasul ăsta n-a fost atunci. Nu. Și acum am luat aprobările și de la... Deci să înțelegem că începe cu ziul din 2020, să începe lucrările la dispensar. Dar cred că și anul ăsta începe cu temelia, dacă începe cu temelia, documentația durează mult, deci aprobă. Dar documentația se lucrează la documentație. Dar până te vine, până vă aprobați, trebuie să vedeți urmă. Uite, la modernizare drum, pe etapa asta, deja am primit aprobarea de la mediu, am primit aprobarea de la APE, deci am putea începe cel puțin cu podețele. Mai avem o aprobare și cel puțin să începem podețele. Că eu așa zic că mai sunt unele podețe care s-au făcut cu tuburi, fără să se țină cont de debit, atunci trebuie o modificare să facem toate cu pătrate, cel puțin pe pânăul ăsta care vine de la Coșna. Și facem, atunci se lasă pe lângă post și când începem la anul porțiuni, deja că asfaltarea merge repede. Uite, azi mai turnăm, deja se termină totul. De asfaltare e mai greu, astea mici, da? Asfaltarea, într-o zi, face un kilometru. Cine este pentru? Da. Deci, la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organelor satului în funcție de personal aparatului de specialitate a primarului Comunei Orbuz de suportarea consiliului local Orbuz, Gertrud Bacău. Asta e conform codului administrativ, ne obligă să facem. Nu e nicio schimbare, numai modificări de...
principiu nu e nicio schimbare. De asemenea, aici vă aș mai pune un amendament, pentru că domnul Rusu nu mai lucrează, domnul Rusu șoferul, și atunci va trebui să fie însemnat vacanta. A venit control, care face controlul medicina muncii. El de la anul trecut i s-a pus să meargă cu ochelari, că noi la fișa de protecție a muncii este obligatoriu să fie în fișa de protecție a muncii. Anul ăsta când a venit, e interzis din clipa aia să nu mai conducă. Din cauza că poate facă infarct. S-a dus la doctor. Are probleme. Niciun doctor nu i-a dat hârtie. Doctorul s-a zis, dacă a dus la un specialist. Având, dacă face infarct, are probleme cu mult, dar are probleme și cu el. A luat concediu medical, acum e în tratament. Să nu ne încurce omul și a făcut rezilierea contractului a mea. Și acum trebuie de popor după. Și noi acum trebuie să scoatem postul la concurs. Dacă scoatem postul la concurs, o să dureze foarte mult. Să găsim găsesc o soluție să prin detașare, dacă găsim prin detașare, după aceea să ăsta, că l-am pus pe Gogo, da? Nu poate Gogo să meargă la nesfârșit. Și oricum trebuie scos la concurs, trebuie procedura făcută. Domnul nostru nu știe că s-a rugat de nu știu cât să vină, dar la urmă tot rog s-a venit. Poate acum mai vin. Să vin și ce avea atestat. Ce avea atestat, salarii mici. Așa e, trebuie punctualitate, trebuie... Sigur că da, răspundere mai mare. Domnul, răspundere mai mare. Dar e răspundere, domnule. Da, răspundere mare. Nu e ca popasca, antă sau știu eu ce altă. Fiecare părinte își duce copilul acolo și fiind siguranță, domnule. Acum e vorba să mai vină, poate alții. Ne-a promis că ne dăm un autobuz mai mare, ca să... Că acum suntem foarte aglomerați. O mașină face două curse, stau oameni, două copii, așteaptă până începe. Copiii mult, domnule, e mare. Și eu aș vrea să, da, până la urmă, să punem microbuzul ăsta, să punem scaunele și să... Alar. Și să mai facă distanțele scurte, ca să nu mai... Mai ales iarna e greu să stea copiii. De-aia ar trebui să am... Că acolo l-am reparat și estetic și ăsta și... Poate la punctul 4. Distanțe scurte ar merge. Da. Nu, se apropă. Și comentamentul ăsta, ca să nu facem, da? Da, da. N-a fost supus. Să puneți la vot. Să punem la vot, Fănică. Să punem la vot, dacă a fost pus. Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de exercițiu bugetar pe trimestrul 3, 2019 și a școlii gimnaziale numărul 1 din 2 plus. Domnul Bacan. A favorabil, la vizit. Discuții. Aici. Ce discuții? Să punem la vot. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exercițiu bugetar pe trimestrul 3, 2019 a școlii gimnaziale Oitus. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului de exercițiu bugetar pe trimestrul 3, 2019 au luat cum 95 de sub acolo. Domnul Bacalo. Favorabil la vizit. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Acum e acum.
trece la punctul 7. Acum e. Acum adici e. Proiectul de hotărâre prin aprobarea acordului de cercetare pe trimestru 319 a serviciului apă canal Poitul. Domnul Bacar, favorabil. Discuție. Domnul primar. Stare, domnule, în ce stare suntem cu schimbul ăsta de teren? Da, am primit de la o singură persoană din ăsta avizul, deci confirmarea, și mai urmează încă o persoană că nu a găsit-o acasă, încă nu ne-a primit. În Franța. Și ne-au, chiar că și ne-a promis că vorbesc ei să... Păi el e intermediar asta. Da, și o să-i spune să vină să că fără semnătura aia nu. Fără confirmare. Confirmare. Da, că am trecut mult timp de când... Păi s-a durează că prin poștă și el n-am primit. Nu i-a găsit acasă și numai prin ăsta. Până la urmă o să vorbesc cu cineva, vorbitor de franceză, să sui într-un avion că este... cât ori 300 de euro. Nu, probabil că bătrâna e acasă, dar nu iese, și fiind în vârstă, nu iese până la avem poate. Avem unul nebunit, da, și trimitem pe cineva acolo și semnează. Că și asta e o variantă. Pentru 300 de euro faci un consilier cineva să duce la asta, ia semnătura și vine înapoi. Că cei de la turnator așteaptă să face schimbul, ei vrea până la sfârșitul anului să face schimbul. Păi trebuie urgentat. Dar ce se întâmplă? Este mult mai bine dacă pământul care ne-l dă înapoi pentru schimb, pentru că sunt parcele mici care au cadastru separat și atunci nu mai trebuie să faci rupere de cadastru și ăsta. Dar apare ceva... Îi convine și lor la și fiind la stradă are preț mult mai mare decât acolo și atunci nu-i mai costă atâta și vrea și ei să termine litigiul respectiv. Cu asta am înțeles. Mai sunt reclamații cu apa din reclamații la primărie, la serviciu apă canal? Nu prea. Nu este potabil? Nu prea vin. Da, deja nu. Nu, vin că se sparg. Uite, mereu se sparg. Pentru că am făcut, cum proiectam, trebuia să fac un studiu ca să facem modernizarea. Că n-are timp, că n-are... Am făcut contractul cu el. Omul care să facă modernizarea are în alt loc lucrările. Uite, avem o spargere de 3 zile. Așteptăm pentru că trebuie să facă cu prin electrofuziune. Și acum a zis lui Francis, băi, du-te, ia, vorbește cu oricine, nu mai așteptăm pe unul sau altul ca să facem. Oamenii urlă după apă. Probabil și de aici vine nemulțumirea cetățenilor. Nu, domnule, se spar, da, pentru că ce se întâmplă? Noi trebuie să punem robinet și ăsta, regulator de presiune mai dese, ca să fie presiune egală peste tot. Ca cu iarna se contractă ăsta, la sudură s-a luat aici. Plus că e făcută, oamenii când au put, e pus peste conducta de gaz. Atingea. Conducta de gaz are temperatura asta, noi trebuie acum să vedem cum izolăm, să nu mai miște așa găsim. Ba, că s-a frecat, undeva la Ferăstrău, am lucrat o săptămână, a trebuit să tăiem conducta, prin conducta era întâmbăgat altă conductă, unde urca la biserică, curgea apa acolo și nu știam unde. Dar să sperăm că o să poate o să facem și extinderea, că noi, dacă ați observat, au venit oamenii să face studiul de fezabilitate pentru extindere apă-canal. Și ne-am dus și cu măsurători unde a fost proiectat, că s-a găsit disponibilitatea ori să se facă schimb, ori să vândă terenul. Bun. Primăria, a recuperat ceva din împrumutul dat serviciului apă canal? Nu, dar să mențin, dacă ăsta să mențin. Păi dacă să mențin, tot e bine. Acum a venit și consumatori mai mari. Da. La anul o să schimbăm puțin taxele pentru anumite servicii. Deci, acum, pentru branșare, pentru treburile astea, pentru vidanjare, pentru asta, că la apă nu putem să ne băgăm, că ăla trebuie... E mult mai complicat, trebuie la ANRE, trebuie la... Domnule, aveți o cetățenie. Discuțiile sunt...
Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea legii financiare din bugetul local al Comunei Oituș, propune unități de cultură în Comuna Oituș de Tubacău. Aveți favorabil? Discuție, domnul Bacău. Și cealaltă comisie de cultură. Nu să zic, măi, eu m-am însemnit, bă, nu. Ia, înțeleg. Da. Vine și discută și ea, nu? Discută vine și ea. Da, domnul primar. Țin să precizez că o să votez proiectul ăsta. Numai vreau să vă atrag atenția la o două aspecte. În ședința de 13.9.2019 s-au cerut și bani pentru cabinetele medicale. Dumneavoastră a spus că nu sunt bani. Și aici ne-am chinuit pentru că am văzut că aveam bani la drumul, la modernizarea drumului. Ați găsit soluții, acum ați găsit soluții. La fel, în ședința de 12.9, domnul Apostol a cerut să închiriați de la domnul Gelu utilaje să facem drumul. Dumneavoastră a spus că nu avem buget, nici piatra n-am plătit-o care m-a dus-o. Păi da, că n-am făcut, am plătit piatra de anul trecut. Atunci nu ați găsit soluții și acum ați găsit de unde să luați banii. Asta vreau să zic. Tot pentru oameni se face cum se face păi și biserica. Păi m-am consultat, Licitația a avut loc de-abia acum, încă nu avem toate actele ca să dăm începerea începerea lucrărilor. Vorba de proiectul 2. De proiectul 2. Așa spune, ca să știu că după aia... Deci de proiectul 2. Păi nu, că dincolo fonduri europene nu putem să ne... Ăla nu are ce să te atingi. Și pentru că chiar dacă îl începe, să spun, la începutul noiembrie, să poate să facă niște poduri, niște ăsta, îi ajunge 1.500.000. Deci acolo am putut rupe niște bani. Pentru că noi cheltuim și rămâne iară în buget și am putut lua. Așa vă spun că au fost mai multe cereri pentru biserică și pentru biserica din catolică înăuntru. E proiect, este, dar n-am acceptat acum din cauza că ei până încep lucrările acolo. Vine sfârșit de an, nu dă hârtii, degeaba am aprobat banii. Dacă îi dăm la anul să facă și biserica aia, că e vai de capul ei. Dar am zis aici, dacă aproape terminat acoperișul și dacă v-ați dus și ați văzut acolo, dacă nu l-acoperă cel puțin cu o prelată, fiind de cărămidă, să udă, să... Și plus că are atâția angajați oamenii ăștia, ne face atâtea, ne-a luat pomul, ne-a luat care stătea pe drumuri și ține acolo și ăsta. Eu zic că merita să ajutăm, mai ales că nu mai ajutăm cu lemne, nu mai ajutăm cu ăsta, cel puțin cu biserica să ajutăm. Dar nu, de un ajutor și din bătrânii care sunt. Pentru bătrânii care e acolo. Eu n-am spus că nu e un ajutor. Ar trebui să identificăm pentru fiecare probleme, totuși. Dar nu am putut până nu facă, domnul Bacaru, până nu s-a făcut licitația, n-am putut să mă ating de banii aia, că nu puteam să fac licitație. Dacă nu ai bani alocați pentru treaba asta, până nu se face licitația, nu putem să ne atingem de ei. Aici e problema. A fost o conjunctură, da. Favorabilă și s-a întâmplat. Da, și-a găsit asta. Nu era voință din partea dumneavoastră. Noi am înțeles. Părintele a încercat de nu știu când, dar a ajuns și pleacă oamenii. Credeți-mă că m-am oferit eu să scot bani, să-i dau până o să găsească. Eu am mai adus niște bani de undeva, da? S-au împărțit. S-au mai dat câțiva parlamentari, câțiva senatori, dar și ei s-au împărțit. Am mai dat și în altă parte, că au la dispoziție 200.000 de ăsta. Anul trecut a dat 200.000, dar anul ăsta a dat 100.000. Sunt și alți bani din altă parte. O mică observație pe același principiu. La începutul anului am prevăzut sumă de 20.000 de lei pentru premierea elevilor. Știți prea bine tot efortul pe care l-am depus pentru
au continuat acest proiect. De 2 ani de zile, elevii nu au primit banii pentru premii. Am făcut și către primărie, dacă vă amintiți, am făcut și către Ministerul Educației și există cadrul legal pentru a se acorda. Aici sunt deja bani prevăzuți în buget. Rog tare mult. Și din urmă, și pe anul acesta, să se acorde acestor copii bănuții. Nu, eu nu sunt sume mari, da? E 20.000 de lei. Da, comparativ, dacă stăm să ne gândim. Le vine fiecare 200 de lei, 300 de lei, sunt bani foarte puțin, nici drumul cheltuială care o suportă părinții, poate nu acoperă. Dar este o apreciere față de copii. Să vină cine ăsta, cine. Eu am discutat și cu școlile. Eu am discutat și cu școlile, am discutat și cu comisia de aici. S-au lăsat lucrurile așa. S-au trimis 2 ani de zile, școlile au văzut că nu se acordă și nu au mai făcut nimic. N-au trimis, au trimis. Domnul Mureanu, puteți confirma? Da. Deci sunt trimise. Nu anul ăsta, da? Deci pe anul ăsta nu s-au trimis. De ultima nu s-au trimis. Dar anii precedenți s-au trimis. Rog tare mult. Cum spunea și colegul, haideți să găsim pentru toate problemele soluții. Chiar dacă vin din partea noastră. Sunt tot probleme de comunitate. Asta e, putem stimula, domnule, cu, să învețe cu acest. Și noi, nu, eu sunt mare. Eu ce pot să vă mai spun? Vedeți, am aprobat noi 5 locuri pentru asistentă socială, pentru... Legea s-a schimbat. Acum, înainte scria că se dă tichete de vacanță la apreciere. Acum este scos una și acum e obligatoriu să se dea tichete de vacanță și la cei care... Și ei sunt angajați. Și ei sunt angajați. Și dacă nu dădeam la angajații noștri, nu era nicio problemă la angajații din primărie. Că așa zice că e discriminare. Acum, am vrut, nu am vrut, a trebuit să... Noroc că am avut bani pentru posturile care erau vacante. Erau bugetate, că nu știam, angajăm sau nu angajăm. Și de la banii ăștia, vă dați seama, la 14 inși, când îi dai 1450, se ducă la un bărbat de bani. După aceea, mai este problema cu concediile. Și ei au trecut la concediu. Sunt chestii, când au luat toată lumea, dacă n-am făcut scris, toată lumea dată numai pentru îngrijire copil, că nu mai vreau nimic. Acum, după ce... Problema. Din câte știu, toți banii pentru asistență social vin de la bugetul de stat. Dar de unde? Au fost înainte. Nu toată suma. 90%. Au fost înainte. Dar anul ăsta s-au dat toată suma. S-a dat toată suma, dar cine n-a avut buget? Noi n-am primit niciun ban. Bocăneștiul n-a primit nimic. Nu e adevărat, domnule. Am fost la ședință. Vă arăt, citiți din ăsta, citiți în... Unde? În buletinul oficial, că s-a publicat ce primărie au primit ajutor. Dar nu acum, la început de an, când s-a făcut bugetul de stat, s-a dat. Asta. Deci, acum s-a dat de primărie. Deci, anul acesta a fost 100% la bugetul de stat. Anul acesta a fost 100% la bugetul de stat, domnule. Acum, adică. Și cum? Dumneavoastră n-ați primit banii ăsta pentru primăria? Tu n-ați primit banii? Acum, da, a fost identificare bugetară acum și primăriile care nu aveau bani pentru funcționare și pentru asistență socială, li s-a dat bani. Noi care suntem prevăzători și avem încă pe 3 luni începutul anului bani de funcționare, nu ne-a dat nimica de la guvern. Bucurește, că sunt alții care tot așa au prevăzut pe 3 ani are buget. Și aveți excedent, nu ne-a dat. Că devine, e mai bine să fii pârlit, știi? Că atunci te ajută. Costul tichetelor, e din bugetul local sau bugetul de stat? Din bugetul local. Numai tichetele, am înțeles. Păi nu trebuie ca fost și și astea sunt cheltuieli în plus. Și se încheie în plus. Spune că este discriminare și atunci trebuie să faci, că dacă nu faci, te dea judecată și... Și sunt angajați. Dacă au dreptul de mare. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot acest proiect. Domn primar, spuneați ceva, că și construiți anul sprijinul un pic.
biserica de ajutor. Am făcut, domnule, peste tot. Nici acum nu ne-am rezultat. Poate la sfârșitul anului, că rămâne, poate atunci. Adică dar nu niciun bani. Niciun bani. Deci în buletin oficial, dacă vă uitați, a scos, nu s-a dat. Cu toate că am cerut, niciun leu nu ne-a dat. Domnule, vă rog, discutim cu piața. Hai să facem ceva, o legalitate în piața aia, cu tirurile alea. Domnul meu a fost și duminică, pe așa eu, de comercianții se plâng, au să tragă mașini. Domnule, piața deja în șer, s-a exterminat aproape toată. Da, da, să tragă tirurile, locare. Mașinile mici cu varză stăteau în afară, se plângeau la caseriță, că n-a rău să intre în piață. Eu îmi cer scuze, nu-i soțului meu, că a uitat camionul acolo, nu s-a mai întâmplat, știți. Îți vreau să spun că în particular. Da, nu, am plătit la urmă. A plătit parcarea, dar a fost o chestie. Cam dânsul a fost noi deja ce pentru singur. Ne cerim scuze, pur și simplu am uitat. Deci se aproape piața, începe, cred că începe și în anul ăsta. Dacă se începe... Că se aproape toate avem legata. Dacă nu se începe, mă gândeam să punem câțiva piloni acolo sau chiar un bar. Acum îmi asum și responsabilitatea pentru că băiatul care de la piața a plecat în Bărcine n-a mai închis cu forțile mari. Că începe cu gardul, cu drumul de acces și nu mai să plimbă cum vrea. Dacă o să rezolvăm treaba, o să facem o parcare în spate. Și jumătate în gardul către țară deja a căzut jos. Păi știu, dar o să facem acum, că așa e prevăzut ori. Da. Deci o să mută piața lângă stadion, să rămână parcare în față. Nu se poate. Acolo e extra vilană, că sunt ăsta, deci nici parcare o facem așa cu piatră, că acolo e extra vilană. Cu concesionarea de domnul Frances, ce se mai întâmplă acolo? Păi ei au lucrat, n-a mai venit la noi ca să fac, noi am încercat la ați, am început poate să facem fugul. Păi da, nu, că el a început să cheltuie bani băiatul, să facă fugul, dar... Dar n-a mai venit. Francesc. A făcut măsurători, a făcut tot. Da, dar n-am vrut să pună de acord cu toată lumea. Noi acum am început să facem puzul. Alții pe de el n-am mai dat. Chemați-l și întrebați-l dacă mai continuă. Dacă nu vine, noi nu facem acolo parcare. Există clauză contractuală. Parcare de mașină la piața. Nu mai facem nimic. Parcare de piață. Ca să intră toate mașinile, se intră negra. Este un comerciant care e cu fierărei cu mașina, care chiar în fața porții, se întinde pe o rază de 20 de metri, din barul Ciovan până în poartă, nu mai poate să treacă mașina. Trage și mașina, se întinde și cu fiață, cu sânge. Asta e vina lui băiatul ăla, o să-i spune. Să trage că nu se spune la băiatul, îi spune la băiatul ăla. Administratorul pieții. Administratorul pieții. Dar nu era bunică nimeni pe acolo. Am înțeles că acolo este concesionat din bar până în gardul pieței. Este concesionat, nu știu, cui și acertat. Nu e concesionare. Unii cerure de calea de acel. Eu chiar duminica am avut. Numai în față este concesionat, unde ai pe că trage din ăsta, nu e loc să treacă din o mașină. Nu mă unde în față, unde e acolo închiriat, unde a spus la loc, undeva în spate. Dar restul se rezolvă, dacă începe să rezolvă, se rezolvă, nu mai are nimic. Ampii plătesc chirie și cei din față plătesc chirie, nu mai e bon pentru funcționare. Domnul primar, avem posibilitatea acum, cu ocazia asfaltării, să plumbăm și găurile pe am primit și o ofertă, Sorin și-a luat angajamentul că
În momentul în care se toarnă, vine cu oamenii și e sapă. Da. Și chiar ne poate ajuta cei care au săpat pentru... Poate să ne dea niște asta. Dacă poate să ne ajute și ei, că dacă le rugăm, ne ajută. Dacă nu, nu așa a zis, că rămâne totdeauna puțin pe tot. Mai ales că au ajuns cu asfaltul acum. Sunt foarte multe și ăla. Mă, el și-a luat concediu acum și asta, dar sper că bine merge să sape și să punem asfalt. Eu am acum ofertă de asfalt nu are ce. Dacă nu, eu câțiva sași de asfalt la rece și le vedem. Dacă merge și ăsta la rece, bine. Am dat voie și la ăștia să sape puțin și când vin ăștia, probabil cu orange-ul. Pentru că s-a pus peste caseta lor, s-a pus asfalt și a trebuit să sape, să se lege la casetă. Deci, nu s-a ținut cont, știi? Și când s-a ansamblat, nici că se face asfalt, asta e. Domnul Apostol. Domnul primar, fiind vorba de piață, vreau să spun că fiecare de muncă, comercianții găsesc piața curată. Veniți să vedeți, după ce pleacă comercianții, cum arată piața. Adică, domnule, dacă găsesc orice comerciant, poate să-mi surească, domnule, și avem om la piața acolo, administrator. Domnule, ai primit porțiunea asta, ai curat? Așa lași când plec, domnule. Să vedeți, haide, saci, cutii. Noroc de femeie așa care îmi face curat. Dacă nu se o taxă. La cimitirul eroilor, a pus unul haine, ne-a și dat ca la nu știu ce. Sau pentru aici la asta, administratorul cu noi la fel, vine cu haine, ne plătește. Noi nu mai avem, n-am avut bani pentru august să plătim și oamenii după aceea, dacă ridicăm prețul, să supără, dar vă spun, nu poți să ridici coșul de gunoi, că pune nisip în el, pune piatră, pune ăsta. Și după aceea nu plătesc. Acum am făcut somații la toți, că sunt foarte mulți care nu plătesc, și punem somații și trecem la executare silită, pentru că asta e obligatoriu. Nu putem ăsta, unii să plătească, alții să nu plătească. Pentru că oamenii trebuie să intre. Vă spun, mă izbesc o situație, și acum niște oameni sub orice critică pe uliță, pe la Lazăr facem șanțul betonat ca să dispară toată apa și vine care mai de care sunt proiectanți că de ce fac podul așa, că podul ăla l-a făcut cândva din bârne și nu știu ce, deci pe drumul public toată lumea să ține ăsta, proprietar. Și am zis, băi, intra să-l vină să dea primăria judecată. Am început să fac ca să aibă cădere apa, am început să iau tot pământul la nivelul solului ca să mă izbesc cu, să mă ajung la care vine de la cataramă. Ca să intre. Dar de ce veniți așa? De că intrați pe locul nostru. Noi intrăm pe locul nostru, că locul nostru lor este mai încolo. Unde s-a decolmatat e terenul nostru. Și merg pe acolo. Dar vreau să spun că s-a câștigat cadastrarea, a fost oameni la ăsta, s-a semnat contractul, numai că pe noi ne ține ultimii cu cadastrarea generală. Că prima dată ia unde a fost CAP-ul. Deja s-a câștigat licitația. Eu vreau să fac drumurile comunale prima dată, că ăștia nu le fac. Să fac drumul comunal, dar în momentul când face cadastrarea, să nu mă mai trezesc cum am mai trezit cu două, trei loturi, că ajunge în mijlocul drumului, că nu ieșea terenul. Și ăia care cadastrează, devine așa. Și aia dau pistica creamă. Da. Și acum ce-o cadastrez drumul și nu mai e problemă. Că acum unde e cadastrat drumul, acolo e problemă. Domnul primar, pe data de 5-10, domnule, s-a inaugurat ansamblul monumental de pe dealul Coșa. Știu. Știți acum, dar la nivel de Comnovătus nu s-a știut nimic. Mai evitat, mai evitat. Cum? A fost nimic de mai totul. Oitus a fost reprezentat și mai evitat, mai evitat primărița. Dar nu era. Era făcută armatei. Armate era. Nu era. Era ca invitat de onoare atât. Întrebarea mea este, de ce nu a fost participant și primăria Oitus? Deci, la acest proiect a participat primăria Pârgărești, prospectorul istoriei și ONG-ul. Primăria Oitus, nimic. Da, m-a dus, că am considerat. Dar cine organizează nevoie? Nu e obiectivul meu, nostru, n-am considerat că nu e de... Domnul primar, dacă mergeți, eu am fost acolo, dacă mergeți despre toate plăcile memorale, scrie de luptele eroice pe Valea Oituzului, Cojna, Știbor, Poiala lui Boboc, toate aceste locații sunt pe raza teritoriului comunului Oituz, nu are treabă cu Pârgărești, domnul.
Iar, adică, cum să vă spunem, aveam ocazia, adică ați ratat ocazia de a promova Comunăuitul pe această temă istorică. Comunăuitul a primit fonduri de la Consiliul Județean pentru amenajarea drumului care ducea. Dar puteam primi și noi, domnul Preban. Dar noi, că era pe acolo teritoriul lui Părgărești, domnul. Deci, locația, cum știu eu hotarul, cele două cruci sunt pe teritoriul Comunăuitul, iar plăcerea comemorativă sunt pe teritoriul Bulgăreștiului. Merge să o sântească așa. La mine n-a venit să facă, normal, dacă l-a construit, înseamnă că primăria le-a dat autorizație de construcție, la mine n-a venit să dau armata autorizație de construcție. Înseamnă că chiar acolo nu este pe teritoriul. Da, prospectul istoric, n-au venit până la Uituz. Toată coșna așa este, că a fost Uituzul, dar acolo nu-i teritoriul meu. Și nu are Pârgărești, nu are Coșa, nu la Pârgărești, Tibor, nu la Pârgărești, să nu fie în Dakar. Nu are și până din Coșa, și Pârgărești. Pentru că ăla nu putea construi fără autorizație de construcție. Noi n-am dat nicio autorizație de construcție. Noi poate imaginar, zicem că e la noi, că e Coșna, dar... Așa este. Dacă ăla nu putea, dacă nu-i dădea cineva terenul. A fost filmare, a fost și pe Facebook, cu toată festivitatea, și pe YouTube. A fost aici, pe dealul Cojna, nepoatele locuitorului Paul Eduard Berș, care a făcut eroi pe dealul Cojna. A fost atașatul militar al Republicii Franceze, care a luat cuvântul, am văzut. Personalități istorici de la Iași. Iar de zona noastră, la primărie, nimeni și nimic, domn primar. Asta e deranjantul. Domnule, pe mine, numai pe mine m-a invitat și eu nu m-am dus că n-am putut. Exact cum m-a invitat și la inaugurarea la Sarcea, dar n-am putut să mă duc. E adevărat, e un obiectiv economic, dar dacă n-am putut, nu-i musai să te duci acolo. Felicitări, domnul primar de la Pârgărești. S-a orientat și-a promovat Comuna Pârgărești pe teritoriul Comunii Uitus. Felicitări! E mică ne-a făcut reclamă. Mai grațele și noi. Mai grațele și noi. Chiar dacă... Dacă așa, consideri problema... Domnul 2, ce știți? Când urmează să asfalteze? Drumul... Jitaria. Jitaria de ștergă aici și trece acolo. La timp de loc? Deci urmează timp de loc? Termină partea asta și face trece. Acum am semnat toate modificările. Am găsit soluții pentru vizualele la asta. Acolo s-au găsit soluții pentru izvoarele alea acolo la Jitaria. Da, deci a trebuit să fac proiectantul, de-aia s-a pierdut timpul. Da, și documentația. Asta era prevăzut un pod acolo, trebuie făcut un cămin unde vine pe râul la mare. Era prevăzut un șans carosabil care nu prea doa apa. Și acum am fost, acum două săptămâni acolo, i-a zis proiectantului și dar durau până a făcut schimbarea de proiect. Și acolo o să ajung acolo. Zona aia de la Susanu până la Pus. Totul să noi ce trebuie să băgăm? Să băgăm în șanțul ăla. Oameni când vine acum să duce... Se face un șanț de excursie și imaginea asfaltului. Există șanț. Cam așa trebuia. Păi cum s-a făcut la biserică? Cam așa trebuia peste tot. Să nu intră apă. Dar așa se face un șanț că totul vine a plecat într-o parte. Așa. Asta e soluția, ca să rămână drumul mai mare. Asta e soluția, să faci înclinat, să curgă apa numai pe o parte. Că doar nu plouă toată ziua sau... Și am fi cu demersul de ce cu avanța, cu marcajul ăsta, da. Păi era s-a făcut, domnul Ungureanu, s-a făcut, întrebat dacă nu mă credeți. Eu vă crești, eu am fost adresă. S-a făcut adresă, eu nu pot să mă duc. Am primit la confirmarea de primire. În 30 de zile. Deși sunt peste 2 săptămâni. Ei trebuie să analizeze, noi am făcut-o. Dar eu vă spun sincer, s-a zbătut și ăsta Șerban. Dacă vă uitați la Șerban, mașinile mari n-au pe unde să iasă. Trebuie să iasă spre Bucărești. Dar unde întoarce ăștia? Că n-au autolinie continuă. Deci, în fiecare clipă, încalcă legea. Și aici, la noi, chiar strigătorul acesta. Pod la cojocar, la ferestrău, pod mare, nu poți să... Domnul, dacă tu ești cu inginerul la marcaj, dacă domnul primar, polițian, cât de cât... Băi, deci nu trebuie să mai crezi că am vorbit cu șeful de district. Dar să dăm... Deci să facem de la Poiană și până la votat la Bogdan, să dăm și noi exact cum să... Noi am dat șeful de district, nu poate să facă nimic.
ăștia de la marcaj au primit o listă la kilometru cu tare, că ai văzut, trece oameni și pune puncte. De la kilometru cu tare se face linie continuă, se dublează cu linie întreruptă sau ăsta. S-au mai schimbat. Și noi am făcut, noi am făcut memorul, mai mult nu putem. Apostul poate să ne spună că nu putem să trecem peste ce zice poliția. Exact cum e la drumul ăsta, o să zică lumea că suntem bolnavi la cap, că nu ne lipim de asfaltul existent, nu ieșim până în stradă. Dacă nu ne-a aprobat drumul naționale să ne lipim pentru că e panta mare sau ăsta, ne-a în da, două trei loc. Am anunțat, dar atâta când ziceți așa este. Da, după ce o să se termine, prin alt proiect o să facem cumva sub altă formă, ca să putem să continuăm. Așa la Filipe, betonat. Ori betonat, ori petruit și facem cu șanț frumos să iasă, dar nu putem să-l facem acum. Constructorul. Se ține, deci Consiliul Local s-a dus un grafic cu asfaltarea uliților de Tuz. Din câte știți dumneavoastră, se ține de acest grafic? Nu a reușit să... N-a reușit să țină de același fel. Noroc că avem timp bun și să sperăm că... Da. Noi avem tot interesul să termine cât mai repede. Că dacă nu se termine, noi până la anul bugetar 2020 trebuie să fie terminat. Înțeleg? Dar să mergi în ritmul ăsta, nu are cum să te duci. De acum a venit cu rigola. Păi, și rigola, nu are cum. Păi gândiți-vă, de exemplu, un grafic la margine, în luna august, să încep construcția podului, podețelor. Niciun podeț, s-a mișcat nimic. Eu am vorbit cu ei, problema este că acum au plecat undeva tot așa la Târgu Ocna, unde a rămas în urmă, au primit banii aia de la guvern, la Salina. Au angajat o creștere în Rusia. Vi se pare corect, domn primar? Eu le-am făcut atenționare. Credeți-mă că eu am riscat, le-am dat pe asigurarea banilor. Numai o firmă există în țara asta. Dar nu pot eu să-i dau, domnilor. Nu pot eu să-i dau cui vreau. Eu când au pe unii, eu nu pot să-i dau lui Vasile sau lui Ion. Au participat la licitație. Eu am vrut să iau un bur de excavator Komatsu sau JVC, care e de calitate. N-am putut să iau, că n-am putut să scriu vreau JVC sau vreau ăsta. Am scris vreau un burdo care să aibă cupa atâta roți mari față spate și a venit cu curoba turcesc. Și eu aveam bani până la 120.000 care nu pot să-i folosesc. Și alea s-a face lemn guvernul. Bineînțeles. Am fost la Bacău, s-a semnat finanțarea, tot s-a făcut licitația, numai trebuie perioada asta de asta. Ideea. Dar ce timp frumos am avut, trebuia să fiu legat cu asfaltarea pe Tuz. Mă fie terminat. Eu te cred și am tot ăsta, toată ziua le facem. Ei ne fac o parte... Că proiectantul nu se ține de linia roșie, vă arăt corespondența. Noi aici să vă arăt teancul de corespondență. Ei ne scrie că a plouat, ba că nu am aia, ba că ne dă în judecată. Și uite așa. Pe ce motiv? Păi că-ți bani puțin, că de ce noi mai facem nu știu ce, de ce n-am vrut să calculăm, nu poți. E prevăzut 2% din proiect lucrări ascunse, deci la aia ce faci un pot sau unde a fost un izvor, a făcut un pot, mai trebuie încă un pot și da. O să vină imediat. Da. Bine. Nu știu, faci timp de semnături, nu mai avem parte, nu mai avem voce, chiar nu așa de parte. Da, nu. Vrem să vedem după ce se termină asfaltarea, dacă încape două mașini pe stradă. Domnule, dacă eu mă duc și le lărgesc strada acolo pe Lazar și ei se ceartă ca nebune și vin ei să spună că de ce mă duc cu șanțul mai încolo pe domeniul public. Dar aici, m-am dus la câțiva să-i spun, băi, nu, să nu vă aud că ați făcut un trotuar pe lângă gard, că ăsta-l dărâmăm. Dacă vă aud că ăsta, vă sancționez și că ați făcut ilegal ăsta. Ar vrea și asfalt, ar vrea să iasă și până în drum și în spate are bălării, nu știu cum să spun. Asta am vorbit.
de o primă adresă probleme. Era și tărit către port. Am înțeles că nu în proiect nu trecută rigolă carosabilă. Păi rigolă de acostament. Gândiți-vă, dacă am venit cu rigolă de acostament, toată apa care vine după margină, deci se va duce pe toată șoseaua. Dar tu de nu rezistă un an de zile. De ce crezi că m-ați bătut să fac podul ăla și începe podul acum, că am dat deja autorizația de construcție la drumul județean acolo, după margine la Cataramă, de ce am început aici la Lazar să preiau toată apa, să nu se mai duc acolo? Se va duce, domnul Bumar. Pentru că apa care vine din partea mărginii nu se duce la Cataramă. Dar o să fac șanțurile acum și facem dincolo, că așa vin în iarna asta, vreau să fac tot până pe baltă, să iau cum merg în altă parte. La nivelul solului am luat tot pământul și după aceea fac șanț. Ca să apa să scurgă. Uitați că discutăm și vă rămâne. Dacă rămâne așa, dragi tăi de avale, cu rigolă de acostament, nu rezistă asfaltul la un an de zile. O să vezi toată apa va ceva. O să vedeți. Ce-a făcut că Șteanu Pesă, domnul Osroș, are 7-8 ani. Nu-i strica nicăieri și n-are nici rigolă. A tot plouat și a plouat și vine apă în continuu. Nu e adevărat. Dacă e bătut bine și asta, nu se strică. Dacă e făcut rău, se strică. Are că de dar dacă aș dori să poată duce și la corul bolnii apa, că o să ducea o dată în prima casă. Așa, apa era ridicată de toate canalele. Eu credeți-mă că le-aș pune în aplicare tot ce spuneți dumneavoastră. Dar nu pot să le fac eu așa că vreau eu, că vrea bolnii. Când o facem la trebuie, le punem la rând, le facem pe rând cum putem. Că așa e, eu am alergat destul. Uitați, aud pe foarte multă lume că podul de la Călcâi, de ce nu-l terminăm? Dar nimeni nu-și pune problema că constructorul trebuie să-l aștepte 28 de zile pentru primul strat de beton să se usuce. După ce, că dacă vine cel din ăsta, ne oprește ca în Călcâi. Știi? Că așa s-a întâmplat în Călcâi. A venit de la autoritatea în construcții asta. Între timp, dacă ne-au oprit lucrarea, s-au anulat și toate autorizațiile. Am trebuit să luăm din nou toate autorizațiile. La rând. S-a pierdut termenul. Aici trebuie să păstrăm termenul. După ce se usucă 28, când ai cere, când ai turnat betonul, când ai pus folia, după aceea trebuie să-i pune folia de protecție, peste folia de protecție să pune iar un strat de beton care și ăla trebuie să ștea și trebuie după aceea asfaltare. Domnul primar, nu vreau să-mi vinovățesc pe nimeni, dar aici a greșit domnul vice. În ședința anterioară, dacă vă amintiți, a zis că la 1 noiembrie este gata. Nu mai ieșiți cu astfel de declarații. Dar eu nu vă face bine dumneavoastră, în primul rând. Dar eu n-am ieșit. Eu nu știu. Deci, în ședință a zis. La 1 noiembrie este gata. Și băgarea a întrebat, sunteți sigur? Da, pe 1 e gata. Uitați că se apropie. E tonal, poate să meargă pe el, dar nu poate să meargă mașinile. Pentru că... El terminau și mai repede. Oricum trebuie să... Nu trebuie să stai mai mult de 30 de zile. Pentru că trebuie să dea mai mult de 30 de zile. Nu-i vorba de... S-a mers destul de repede, dar... Domnul Ivar, dar proiectatul a făcut domnule, că el ar fi făcut mai departe, da? Nu vreau să vorbesc foarte mult, în două minute de ideea ce vreau să prezint. Buletinul științific al Societății de Istorie Filiala Bacău a publicat un articol despre doamna Aurora Gruescu. Doamna Aurora Gruescu, dacă crezi o... Silvic, fiind lumii. Fica învățătorului chiriac Dragomir din Oituz, prima femeie inginer silvic din lume. Prima româncă intrată în Cartea Recordurilor, iar în anul 1997 a fost desemnată personalitatea anului The American Biographic Institute. Ce vreau să vă spun despre acest lucru? Scrie în articol. Surprinzător este faptul că Enciclopedia Județului Bacău nu o înscrie în paginile ei. În schimb, în anul 1997, la American Biographical Institute, o numește personalitatea anului. Deci primăria Oituz nu o recunoaște ca personalitatea locului. Dar primăria orașului Bușteni, unde a trăit ultimii ani. Are civil acolo. I-a acordat titlul de cetățean de onoare și a scris-o în lista personalităților locale. Rugămintea mea este să inițiem un proiect de hotărâre, să o declarăm
cetățean de onoare a comunei Uitus. Ea nu mai trăiește, a murit în anul 2005. Poți multe. Dar o înscriem în lista personalității. La fel, aș vrea să propun să o înscriem în lista personalităților și pe doamna artistă Olga, care tot fică facem un proiect de hotărâre și să le trecem și când o să mai facem o stare de ne reprezinte, vedeți altă lume despre s-a mai discutat până pentru că Caminul Cultural se poartă de la mine da, putem și Caminul Cultural peste ce l-am făcut în articol scrie mai multe lucruri, dar vreau să vă mai spun în continuare că despre doamna Aurora Grescu nu scrie nici în enciclopedie, nu, în monografia Comunei Uitus semnată de domnul profesor Coșe. Nu este trecută la personalități acolo. Deci mie mi se pare o frustrare și aș dori să merg greșeam. Dacă nu mai... Două chestiuni foarte scurte. Rog să insistați puțin la domnul Pașcu să răspundă la interpelarea privind monitorizarea lucrărilor publice și să ducă și la îndeplinire hotărârea. E mai bine de jumătate de an și cred că vă ajută și pe dumneavoastră ca să vedeți evoluția. I-am zis, domnule, și ăsta eu acum vă spun, am vrut să deschid un site al primăriei de două ori, un Facebook și cineva are amabilitatea să anunțe că noi compatibil și le închide Facebook-ul până mi-a dat răspunsul, știi? Dar nu există așa ceva. Uite, du-te la asta. Cine se ocupă? Cine Violeta. Da. Și tocmai ca să informăm... Păi de din moment ce nu apare, nu poate să-i dea bloc. Păi l-am băgat ăsta și când a apărut, imediat a dat ăsta. Deci de două ori. Tocmai ca să fie mai multe, să oamenii se informeze, eu să punem tot. Du-te să vezi, crescut cu Violeta. Ca să vezi, nu mi se pare normal ca să ăsta, ca să nu poți să înștiințezi oamenii cu adevăr, ca să știe ce urmează, cum urmează, și să poată să spună la timp, la rândul lor, poate să spună, uite, că la minte sau nu minte, sau s-a ținut de cuvânt sau nu s-a ținut de cuvânt. Și a doua chestiune, e o propunere, tot este sezon de toamnă și se poate face o plantație, propun să plantăm un puie de brad de la zona aceasta, iar peste 5-6 ani să nu mai fim nevoiți să tăiem din pădure pentru pomul de Crăciun din fața primăriei. Este o propunere, dacă se poate... Peste 30 de ani. Nu, eu am acasă, în 5-6 ani a crescut foarte mare. Și acum nu e crește foarte mult, dacă știi să te întâlnești. Eu am la lafra, parcă se întâlnește. Cum să crească 5 ani pentru brade ce trebuie? Treceți pe la mine să vedeți cum arată brade de 7-8 ani. Păi numai la dumneavoastră și mai este unul noi toți care crește așa. Dar veniți să vedeți. Nu se poate. Evoluția brade, e pim, știi? Nu contează, pim, brade. Ideea nu mi se pare. Bună, vedeți, după 5 ani crește 70 cm, dar până la 5 ani crește. Din lipsă de finanțare n-am terminat primărie. După ce terminăm primărie, pentru că noi avem o problemă și de parcare. Trebuie să vedem după ce terminăm primărie, cum facem și cu parcare. Eu mă duc, dar și cine poate face un perimetru de un metru lăsat cu pământ, adică cred că se gândește în perspectivă și parcarea și în primărie. Acum să vă spun pe Andreea, că și noi am adus un braț tocmai din Germania. O să aduc un braț, vorbesc cu pădurare, îl scot cu pământ, cu tot, îl împachetez și cu un braț de 5 metri. Și atunci Așa. Dacă avem posibilitatea să plantăm, nu e nicio greșeală. Da. Peste ani. Dacă avem spațiu și posibilitatea. Trebuie să modernizăm aici și să rămânem. Asta chiar este 30 la Domnul primar, acum, dacă tot se asfaltează de nomitatorul stradar, în ce stare mai este? Știți ceva?
Se lucrează la el, s-a dat acolo. Dar la patron? Dar nu, ce se întâmplă? S-a băgat săptămâna trecută ultimele hârtii la cadastru pentru stres, pentru că unele cu probleme s-au stat până acum. Până nu terminăm cadastrarea tuturor străzilor, nu pot să faci. Vă mai spun o treabă. Am început acum demersul cu domnul Jocaru, că am pe râul Sărat, de la curbă de acolo, de la Seciu, drumul nu e nostru. Deci ăla e drum, am făcut niște lucrări, dar la noi drumul nostru și dacă începem să facem niște lucrări, le faci ilegal. Și apropo, e proprietatea omului silvic de stat. Și a început demersurile acum și trebuie aprobat de minister de la București, de guvern. Și a început acum demersurile și atunci mai luăm și la părăul Pinului, mai sunt unde sunt case. Vreau să le punem și pe alea. Și alea atâta. Păi da. Și acum am început demersul să rezolvăm și pe ăsta, să ne dea ca să putem moderniza. Că dacă eu nu am, n-am cum să... Deci dacă nu s-a noastră, nu poți să faci nimica. Vă știți prea bine. Domnul, adică Cămin, ce să mai știi? Începe anul ăsta sau da? Eu așa e promisiunea, că începe anul ăsta. Că e proiectul absolut gata tot, numai că a trebuit făcut recalcularea. Și probabil ăsta cu agitația acum, dar eu... Zic că mi-a mai intră cetățenii. L-am stricat, ce nu-l mai facem, ce nu-l mai... E da, dacă nu era cu modificările, acum mă gândesc că mai dă 100 de lei să nu mai ceară încă o dată, să schimbăm iară hârtiile, că a crescut salariul. Că doar de aia a durat toate lucrările peste tot. A trebuit făcute absolut la toate recalculările. Am prins un an când cel mai prost. Două salarii, de două ori, nu? Păi da, de două ori și atunci... Dacă nu mai sunt discuții... Când e următoare ședință? Nu.